Salut, salut! Am venit astăzi iar aici în munți ca să am o aventură și aventura s-a amânat și așa că am condus un pic până la mănăstirea asta care nu e departe de aici, am mai postat videouri de aici. E o mănăstire catolică, eu sunt ortodox, ei sunt toți frați de credință, eu nu am nicio animozitate față de alte religii. Și chiar stau la povești cu musulmani. Azi dimineața am stat la povești foarte de adâncime filozofică cu un budist și le înțeleg doctrina, dar nu mă apuc să spun că eu sunt mai tare și eu am dreptate, că asta ar fi ceva diabolic. Aici am venit cu mașinuța și mă distrez un pic, în sensul că scot din rădăcină niște arbuști care cresc aici pe marginea drumului și mai am câțiva, deși nu cred că am să fac asta astăzi, că eu transpira, serios, deci chiar dacă mașina a făcut treabă, dar să mă dau jos din mașină să leg ăștia cu o sforă, cu un fel de cablu de ăsta foarte rezistent și să-i agăț la mașină cablu și să mă bag în mașină, e obositor, știi, și cald afară și chiar dacă mașina lucrează, parcă lucrez și eu cu ea. În fine, era un pic de paranteză, așa. Aș putea să mă duc în biserică și să fac înregistrări de alea în biserică ca să atrag naivii care să păcăliți de imaginile externe, de aparențe. Altă subparanteză. La mine pe YouTube, în sugestii, pentru că YouTube la mine e formula aia gratuită, versiunea gratuită, nu plătesc pentru premium și primesc tot felul de reclame și una din reclame era un tip îmbrăcat în preot într-o biserică și era cu un fel de bărbiță, arăta ca un fel de... Mă, Iisus, dacă ar arăta așa, cred că aș fugi de religia asta creștină. Dar în multe imagini din astea creștine, sau nu imagini, ci picturi creștine, e reprezentat Iisus ca un tip cu barbă, cu ceva mustață, cu părul lung. Cam așa arăta individul ăsta, îmbrăcat în haine de preot, și făcea reclamă, deci spunea că el are o rugăciune specială, că dacă aplici rugăciunea aia, o să ai abundență de bani și bunăstare și așa mai departe. Și m-am uitat, nu știu dacă pot să spun chestia asta. În trecut m-am... De fapt n-am să spun. Deci în omul ăla se vedea esența răului. Esența răului. Deci nu se vede diavolul cu corne, cu ochii, nu știu cum, dar se vede esența răului. Poate că este logica că am făcut legătura, dar înainte de a spune ăla despre bani și abundență, dacă aplici rugăciunea aia, ăla, când l-am văzut prima dată, am zis, ăla este omul cu diavolul în el. Așa se vede, așa se simte, nu știu cum să explic. Deci, încă o dată, eu n-am clar viziune din aia să văd diavolul de pe umărul nu știu care și care șoptește la urechi, cum se spun în basme de astea. Nu. Deci cumva vezi diavolul din el. Vezi un spirit, ceva, o chestie care îl animează și se folosește de el. Nu știu cum să descriu. Oricum, sunt atâția care cad în plasa aia, văzând un om în biserică și gândind, făcând legătura că biserică, preot, înseamnă bun, înseamnă Dumnezeu. Sau înseamnă interfața cu Dumnezeu, da? Și vreau să spun că sunt și preoți, nu contează religia, nu contează, care îndrumă oamenii la dezbinare și îndrumă oamenii și înspre false credințe. N-am să zic despre diverse religii din astea, diverse secte din astea, că asta înseamnă să sugerez dezbinare între creștini. Dar am văzut în diverse videouri din astea de pe YouTube, ale unor secte minoritare, pot să spun așa, oameni care, sau pastori care sunt lupul îmbrăcați în oaie de
sau cu haine de oaie. De asemenea, am văzut, este unul foarte faimos, un preot, da? Un preot ortodox, care probabil că era călugăr în trecut, nu știu care e, ce este acum, dar este un tip foarte, foarte înțelept, super înțelept. Și am urmărit o grămadă de înregistrări de ale lui cu tot felul de povești din astea de înțelepciune și cu povești din astea ca și pilde, ce faci dacă, ce se întâmplă dacă se faci, dacă treci prin cazul ăla, ce îi se întâmplă lui ăla dacă face păcatul cu tare, chestii din astea din viață, foarte interesant tipul. Dar a început la un moment dat să spună chestii despre sectanți, despre așa, și spunea cu, nu știu dacă răutate sau invidie, dar era o atmosferă care o propaga și am zis, mă, o fi el preot ortodox, o fi el foarte super înțelept și o fi el unul care îndrumă oamenii înspre curățenie sufletească, poate să facă chestii 100% curate, da, sau 90% curățenie, să aibă curățenie spirituală, dar dacă există o buruiană acolo care îl face să îndrume lumea la diverse gândiri diabolice, cum ar fi dezbinarea între creștini, și numai între creștini, și între toate creaturile lui Dumnezeu. E, atunci omul ăla face un păcat care spune că nu este demn de îndrumarea maselor. Și am să fiu un pic critic aici, îndrumarea maselor. Când un preot sau un pastor face legământul ăsta sau face o rugăciune și cere puterea asta de a îndrepta masele, că se face un ritual și îl hirotonisește sau că merge el la cursul cu tare sau că crește el așa în cariera lui și ajunge să fie pastor acolo, nu contează cum ajunge el, în momentul în care ia Biblia în mână și decide că este păstor de oameni, care ia și duce înspre calea luminii, înspre calea adevărului, calea curățeniei spirituale, omul ăla și-a făcut un angajament. Cum fac oamenii care, la fel fac, de asta e o analogie, o comparație, în contrast, oamenii care fac chestii rele și fac magie neagră și fac chestii din astea care se controlează, ăia fac un legământ cu forțele din tuneric sau diabolice ale distrugerii, fără să... deci doar comportamentul lor dă acestor forțe ale întunericului care știu, detectează aceste suflete, știu care este potențialul în persoana asta, ca el să fie folosit, ca persoana asta să fie folosită. Ei, și așa cum sunt oameni care cresc în carieră sau în călătoria asta lor și ajung păstori de oameni, sau preoți, sau ce rang ar având, ce rol ar fi având ei în biserică, la fel și în lumea asta a magiei negre și a bisericilor satanice, la fel, oamenii cresc făcând cât mai multe ritualuri nasoale care duc la distrugerea familiilor, distrugerea bisericilor, nu contează ce religie, bisericilor care duc omul spre Dumnezeu. Deci, toți ăia, la fel, aspiră la o poziție cât mai înaltă. De ce? Pentru că au nevoie de putere. Din păcate, și în bisericile creștine, sunt oameni care aspiră la o poziție cât mai înaltă, nu neapărat cu inima curată că ei vor să aducă oamenii la lumină. Pentru ei este o carieră, vor să ajungă sus, undeva, ca să fie în controlul mulțimii, să aibă putere, să aibă mândria de crește, să se simtă importanți. Da, deci sunt din ăștia care îs între lumea sau în lumea asta clerică sau a clergiei și ei asta fac. În gândul lor, intelectul lor îi duce la căutarea puterii, căutarea grandiozității și
îți spun, acei oameni care s-au angajat în această călătorie de păstori sau în slujba Bisericii lui Hristos, acești oameni, de fapt, călcând strâmb, fac păcate mai mari decât creștinul de rând, omul de rând care face și el un păcat acolo, dar impactul lui este mult mai mic. Faci un păcat și te rănești pe tine, îți rănești sufletul și rănești vecinul, sau rănești fratele, sau rănești părinții, sau rănești, eu știu, niște vietăți acolo. Bun, deci impactul tău este destul de mic. Decât dacă ești o persoană din asta la conducerea unei întreprinderi și faci niște chestii din astea și îți folosești angajații pe care îi folosești ca să îți fie ție bine, exploatezi pe alții, trimiți oameni la război, na, la fel, ai un impact. Dar acești păstori sau acești oameni din rândul bisericii creștine care nu sunt curați la suflet și care trimit oamenii la diverse acțiuni sau emoții de dezbinare, de ură între religii sau între grupările religioase, îți dai seama la ce mă refer, deci ăia la fel fac niște păcate foarte mari, care sunt pedepsite la nivelul ăla. Deci la nivelul, fiecare pedeapsă este în funcție de energia care este implicată în acest proces. De exemplu, dacă ai o mulțime de 1000 de oameni care vin la biserică și îi indoctrinezi și îi manipulezi ca ei să aibă ură față de musulmani. Ok? Deci asta este o emoție diabolică. Și emoția aia se înrădăcinează în mintea acestor creștini care vin la biserică și îi faci pe ei să facă păcatul ăsta a dezbinării și să aibă gânduri de ură care le pătează sufletul. Și când oamenii de rând care sunt îndoctrinați cu asemenea sentimente de ură își pătează sufletul cu gânduri de genul ăsta, îs mai ușor de atacat de către forțele diabolice, pentru că sufletul murdar atrage aceste entități, aceste spirite care vin să mănânce la mizeria umană, la mizeria sufletului uman, se agață de oamenii ăia și oamenii ăia intră în diverse bani, diverse năcazuri care s-a tras de mintea lor, ba în, eu știu, diverse boli. De exemplu, de la ură și mânie, oamenii se îmbolnăvesc de ficat. Ok. Și acest preot care îndrumă lumea la acest tip de emoții, de ură față de vecinul lui sau față de altă creație a lui Dumnezeu care are Dumnezeu în el. Da, deci Dumnezeu este peste tot, în orice și în plantele astea. Acum, dacă religia te îndoctrinează să crezi că Dumnezeu e undeva în ceruri, da, poți să crezi așa ceva. Deci există în ceruri alte entități, dar Creatorul e conectat cu tot. Pentru că furnizează prin Creatorul ăsta, prin Dumnezeu, se furnizează energia vitală, inclusiv energia care animează fiecare atom. Deci cumva este o conexiune între acest Creator care e peste tot și tot ce vezi. Și tu și ADN-ul tău și proteinele care formează ADN-ul tău și acest Creator are capacitatea să oprească toată realitatea asta la voia sa. Are puterea să creeze noi chestii. De, ca să ies din paranteza asta, oamenii care au ură față de alți oameni, alte creaturi ale Dumnezeu, de fapt ei se pedepsesc pe ei și, cum spun, ura duce la bol de ficat. Duce la fel, tensiunile în oameni duc la boli de stomac. Oamenii stau tensionați, stau strânși și încep să aibă gastrită. Eu știu că am avut gastrită. Așa. Și de la gastrită se ajunge la ulcere și de la ulcere la alte chestii, da? Și oamenii nu știu de unde vine. Pentru că nimeni nu le deschide mintea să facă legătura. Te duci la biserică de 20 de ani și acolo te învață cum să urăști pocăiță. Că pocăiță, nu știu ce fel de sectă sunt ei și nu-s bun că se roagă altfel.
Da, și asta vine de la un preot ortodox, dar nu știi că de la biserică o iei chestia asta. Că nu faci legătura, oamenii sunt prea încețoșați la minte. Bun, trebuie să te las, că am altele de vorbit și aici am o chestie. Așa, am tras eu copaci zilele astea. Deci leg o funie, o leg de un fel de clește și cu mașina. Leg asta la mașină și trag astea din pământ și mă distrez, că nu m-am vin aici ca să trec la, ia să schimb aici, să vedem ce se poate vedea. Să vedem dacă pot să trag eu un copăcel de aici, ăla e foarte mic, am tras mai mari. Ia să vedem dacă pot să-i trag afară. Hop. Vine. L-am scos. Ia să vedem. Deci sunt ăștia mai măricei care i-am scos afară ușor, pe alții care sunt mai mici i-am scos afară cu mâna. L-am scos bine. O ieși din rădăcină, asta e bine. Vezi ce distracție am, mai am încă vreo câțiva și o să mai registrez ceva în următorul video. Bye bye!